eu sunt Cristi, bine ați venit la un nou episod. Ăsta va fi primul tutorial de Kendama de pe acest canal, pentru că foarte multă lume mi-a cerut să mă apuc de tutoriale și nu vreau să mă axez pe tutoriale, vreau să fac pur și simplu tutoriale la tricuri pe care nu le-am mai văzut la alții, gen dacă, de exemplu, vezi un trick fain și nu știi cum să-l dai și nu găsești tutoriale de pe net, de exemplu, poți să vii la mine și să îmi scrieți și voi tricuri în comentarii la care vreți să fac tutoriale pe care nu le-ați mai văzut atundeva și vreți să le învățați de la mine, nu știu. Astăzi o să vă învăț cum să dați stand prank fest în unul dintre tricurile mele preferate și hai să începem. Tricul arată cam așa. Ok, da, din câte puteți observa, acum filmez din POV. Voi folosi astăzi un Switch Pro Model Bryson Lee Champ Mod. Bun, pentru a ști să dai stand plane feste, trebuie să știi foarte bine să dai stand plane, care arată cam așa. Și ca să fac un scurt rezumat, să zic așa, despre tricul ăsta, este un fel de combinație între airplane și downspike. Nu e foarte greu, o greșeală pe care foarte mulți o fac este că îl trag super repede și bag așa tama jos. Nu, așa e greșit, trebuie să-l ridicați încet, dar brusc și să-l așteptați și după aia să-l dați. Bun, mișcarea de la stand plane fast hands este un pic diferită, deoarece aici în loc să îl întoarceți după ce băgați tama în spike, în loc să-l întoarceți așa, aici va trebui să continuați să coborâți în jos și să prindeți așa de can. Dacă știți bine să dați stand plane, nu, vă va fi foarte ușor dacă exersați chestia asta. Efectiv, aruncați kendama și loviți ușor de tamă și prindeți înapoi de ken. Mișcarea asta este foarte ușoară, cu cât loviți mai ușor, cu atâta vă va fi mai ușor să dați tricul. Exersați chestia asta pe care tocmai v-am arătat-o și într-un final, rezultatul va fi ceva de genul. Bun, sper că v-a ajutat acest tutorial. Dați un like dacă mai vreți tutoriale pe acest canal. În viitor poate să mai fac tutoriale și la alte tricuri cu fast hands, cum ar fi downspike fast hands, fast hands lighthouse. Sunt o grămadă de tricuri. Bun, eu am fost Cristi, nu uitați să dați un like și ne vedem data viitoare. Hai, pa!